Înainte de toate, știm că în viața noastră nu toate lucrurile sunt în așa fel ca să-i placă Domnului. De aceea venim noi aici să rugăm, în primul rând, să ne ierte. Să ne curățească, să ne spele de ce nu e în regulă în viața noastră. Pentru că am citit de atâtea ori că urechea Lui nu e surdă, că El poate să ne asculte. Amin. Dar de multe ori poate ne vine greu să recunoaștem că noi suntem de vină. Am făcut ceva ce nu trebuie și de aceea, îmi pare rău să o spun, sunt situații în care cum venim, așa plecăm și acasă. Să recunoaștem lucrul acesta. În cuvântul Domnului găsim și rezolvarea la problema aceasta pe care noi ar trebui să o rezolvăm cât mai repede. Și într-un psalm zice, psalmul 32, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Tocmai aceasta e problema pe care noi trebuie să o rezolvăm. Să nu mai avem nelegiuire în viața noastră. Să nu mai facem. Să privim lucrul acesta cu multă răspundere. Să încercăm să ducem o viață în așa fel ca să-i placă Domnului. Amin. Doamne ajută-ne, sună tare frumos, dar e tare greu pentru noi. Pentru că nu trebuie mult rău în viața cuiva. Multe păcate, multe greșeli. E de ajuns unul singur și mic și acela. Și s-ar putea întâmpla ca Domnul să nu ne asculte. Doamne, ascultă-ne, Dumnezeu. Iartă-ne și curățește-ne. Cum se poate face spălarea aceasta de rău din viața noastră? Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. De multe ori s-a citit capitolul acesta, psalmul acesta și pare oarecum tare cunoscut de noi și trecem de multe ori peste el, tocmai din cauza faptului că îl cunoaștem, susținem noi, poate prea bine. Să zicem, Doamne, iartă-ne încă o dată, deși suntem la treia rugăciune, să zicem, Doamne, iartă-ne, ascultă-ne și fă-te un așa fel ca în sufletul nostru. Atunci când vom pleca de aici, să plecăm cu ceva, cu ceva ce să-ți placă ție. S-a spus în dimineața aceasta că noi ar trebui să mulțumim Domnului pentru toate lucrurile. Eu am mai spus-o, dacă vă amintiți, noi ar trebui să mulțumim Domnului pentru locul acesta. Să mulțumim Domnului pentru că eu am oarecare vechime în adunarea aceasta, nu mă refer vechime în sensul că știu mai multe decât alții, dar mă amintesc și de faptul că noi am umblat în multe locuri și ne-am rugat Domnului și începând din Baia Spietre, Sulzii Pădeal și în Baia Mare și în Băi. Și hai să mulțumim Domnului pentru locul acesta. Aleluia. Pentru că, vedeți voi, ne plecăm pe genunchi, ne punem pe scaun, stăm confortabil și poate că ne-am obișnuit cu lucrul ăsta. Haideți să mulțumim Domnului, nu din când în când, așa o dată pe an sau când ne mai aduc aminte frații. Să mulțumim Domnului pentru că nu e aici meritul nostru, nu am făcut noi nu știu ce, să-i mulțumim că există un loc în care oamenii, cum s-a mai spus mai dimineață, s-au adunat după cuvântul Domnului și la cuvântul Domnului. Oamenii se adună și în alte situații și în alte dăți, Domnul să-i binecuvinteze să înțeleagă pe deplin voia Lui. Vreau să citesc doar două versete, după care ne vom pleca pe genunchi. Cântați-i o cântare nouă. Face să răsune corzile și glasurile voastre. Căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. Amin.